Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Sper că ați trecut cu bine de ziua de ieri, când am avut luna nouă în Scorpion. Astăzi, să știți că avem două aspecte de care trebuie să discutăm. Soarele face opoziția perfectă cu Uranus, deci tot felul de evenimente neașteptate, mai ales în parteneriate. După care Venus astăzi intră în Capricorn, dragii mei, unde va sta până pe 6 martie. Există o emisiune specială despre acest aspect. Va sta el Venus, ia Venus, să nu o supărăm, până pe 6 martie în Capricorn, însă în perioada 19 decembrie-29 ianuarie 2022 chiar va retrograda. Deci, de obicei, Venus stă mai puțin într-un semn, într-o zodie, însă atunci când retrogradează, se întinde pe câteva luni. Asta este un aspect important, pentru că influențează un... Stând atât de mult într-un semn, bineînțeles că fiecare dintre noi vom simți la un anumit nivel, într-un anumit domeniu. Și ne pregătim de ieșirea lui Mercur din balanță, așa, va intra și el în Scorpion, începând de mâine, se va alătura, bineînțeles, Soarelui și lui Marte. Dar până acolo, hai să discutăm oarecum de zilele următoare, nu doar de astăzi. De fapt, cred că v-ați obișnuit cu mine... Eu când spun horoscopul zilnic de vineri, mă refer la întreg weekendul. Vă atrag atenția, vă ofer recomandările pentru întreg weekendul. Și pentru că da, iată, avem aspecte peste aspecte, trebuie discutat pentru întregul weekend. Pentru cei care nu știu și văd doar imaginea, eu am fost depistată cu coronavirus, mai am câteva zile de stat în carantină, însă îmi doresc din tot sufletul ca săptămâna viitoare să revin în vechiul format, în cel care m-a consacrat, să spun așa. Haideți să ne uităm la fiecare dintre noi, atât la zodie cât și la ascendent, să facem un mixaj între cele două, să mapăm pe ceea ce se întâmplă în viața noastră și, bineînțeles, să nu uităm că aici nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm lucrurile exact, iar astrologia nu se ocupă cu etalările. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Venus intră în casa 10. Pentru tine, cariera va deveni importantă, trecând peste faptul că Venus are implicații amoroase, bineînțeles, și relațiile lungi vor trece prin tot felul de schimbări. Eu cred că mai degrabă în perioada următoare tu trebuie să te gândești ce câștiguri poți să ai din cariera ta, ce beneficii poți să obții. Adică nu trebuie să fie doar o carieră și atât, ori ceva financiar trebuie schimbat pe acolo, ori modul în care tu vrei o altă poziție sau nu neapărat cei care merg la serviciu, poate că sunteți la pensie și dintr-o dată Venus în casa 10-a îți arată că este cazul să fii mai importantă în familie, în comunitatea din care faci parte, în grupul de prieteni, în cluburile din care faci parte. Și faptul că Mercur va intra în Scorpion mâine, e clar că trebuie să cauți și oarecare strategie să-ți construiești o altă imagine. Deci, pentru tine zilele acestea sunt importante, sunt debutul unei perioade care își dorește ca tu să îți dai mai multă importanță din punct de vedere profesional. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, intrarea lui Venus în Capricorn, îți dai seama, Venus este guvernatorul tău. Zilele acestea vor fi foarte multe discuții, mai ales pe plan relațional, în care fiecare trebuie să-și spună planurile. Dar tu ce vrei, dar eu ce vreau, dar ne trebuie un compromis, dar cum ajungem la un consens? Bineînțeles că vor trebui medieri, vor trebui negocieri și vor trebui și momente din acestea în care fiecare să-și pună pe tavă principiile și valorile. S-ar putea ca, deci, dacă sunteți într-o relație de mult timp, s-ar putea să vă dați seama că s-au mai schimbat lucrurile și că ceea ce își dorea partenerul acum 20 de ani nu mai are nicio legătură cu ceea ce își dorește acum. Deci aveți grijă zilele acestea să nu fiți foarte tăioși, ci să lăsați cale, spațiu pentru negociere. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Pentru voi Venus intră în casa 8-a, dar discutăm foarte mult de faptul că mâine Mercur schimbă semnul, Mercur va intra în casa 6-a. Vedeți că Mercur acolo în casa 6-a va întâlni pe Marte, va întâlni pe Soare și e clar că trebuie să participați la momente de criză când e vorba de partea de treburi gospodărești. Vorbim în primul rând de weekend. Adică mâine nu veți reuși să-i motivați pe ceilalți să facă anumite lucruri decât prin a-i provoca sau prin a le expune un ultimatum sau prin a-i duce la anumite limite. Orice treabă de făcut prin casă zilele următoare e ca o adevărată criză. Dom'le, dar duci gunoiul, dar nu poți să duci gunoiul oricum. Adică trebuie să fie cu multă dramă în spate. Orice chestie pe care o aveți de făcut pe planul gospodăriei va fi plin de crize, să știți. Și să știți că s-ar putea să vă victimizați. Trecem la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Ați trecut de luna asta nouă, Venus intră în casa 7. Dintr-o dată,
vreți mai mult respect din partea partenerului sau voi va trebui să oferiți mai mult respect. Pentru cei care sunt singuri, să știți că urmează câteva luni în care să întâlniți persoane. E adevărat că s-ar putea să vreți să iubiți de dragul iubirii. Deci mare grijă la persoanele pe care le cunoașteți. Și pentru cei care sunt într-o relație de ceva timp, Venus în Capricorn, în casa a șaptea, va testa relațiile solide. Alea pe care le-ați considerat, domne, merg, domne, nu s-a întâmplat, ei, dintr-o dată cu intrarea lui Venus în Capricorn, s-ar putea să nu mai meargă. Să nu mai meargă așa și să aveți un șoc. Dar ce am făcut? Dar ce s-a întâmplat? Trebuie să aveți puțină grijă din acest punct de vedere. Trecem la lei sau cei cu ascendentul leu. Faptul că Venus intră în casa a șasea, opoziția dintre Soare și Uranus se petrece pe casa a 4-8, Mercur va intra și el în casa a 4-a, începe o perioadă în care viața profesională versus viața personală e o balanță, trebuie să găsiți o balanță. Însă, în mod sigur, cu Venus în casa a 6-a, dacă vă doriți un nou loc de muncă, dacă vă doriți să vă înțelegeți mai bine cu colegii, dacă vreți să aveți o imagine mai bună la locul de muncă, dacă acum o lună n-ați fi obținut, acum puteți obține. Dar, bineînțeles, făcând ceva concret în acest sens. Nu doar așteptând, nu visând, nu imaginându-vă, nu făcând tot felul de scenarii din acestea în funcție de ce considerați voi. Pentru că, totuși, Soarele este în opoziție cu Uranus. Așteptările voastre nu vor fi împlinite așa, ci apar situații, dar nu așa cum credeți voi. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Pentru voi, intrarea lui Venus în Capricorn se petrece pe casa a cincea. Acest lucru e bun. E bun pentru iubire, bun pentru romantici și vă pregătește oarecum pentru anul 2022. Pentru că 2022 la voi activează mult relația în care vă aflați, relația în care vreți să vă aflați. Deci tot planul relațional e important în 2022, pentru că Venus trece în casa a cincea acum, unde va sta mult timp, vă face să vă dați seama cum vă simțiți iubiți sau pe cine ați vrea să iubiți sau de ce aveți nevoie să vă simțiți doriți, să vă jucați, să vă ocupați de momentele de pasiune, de romantism, de bucurii. De bucurie, efectiv, Venus în casa a cincea și dorește multă bucurie. Și atenție că Mercur intră în casa a treia și e spicy, e condimentat, are replice, poate să cucerească, poate să atragă foarte ușor prin comunicare. Deci și online și offline. Deci toată zona asta relațională devine importantă pentru voi. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță e importantă pentru ziua, pentru că Venus schimbă semnul, Venus guvernatorul vostru trece în casa a patra. O să doriți să stați mai mult pe acasă, să frumusețați locuința, să vă căutați altă locuință sau să vă aduceți aminte de o casă care v-a plăcut, n-ați fost hotărât și dintr-o dată să ziceți, mă, mi-a plăcut apartamentul, hai să-l închiriez acum sau hai să, uite, am văzut eu niște perdele pentru camera de zi, uite, nu le-am cumpărat, dar acum mă duc să le cumpăr, uite, simt eu că o să fie viața mea mult mai frumoasă. Venus în casa a patra, relațiile cu oamenii dragi vor fi mult mai uniformizate, mult mai echilibrate, mult mai plăcute. Dar să nu uităm totuși că aveți în casa a cincea Jupiter Saturn și în casa a doua multe planete și zilele acestea vin și cu niște cheltuieli la pachet. Deci la Scorpion sau și cu ascendentul în Scorpion, Venus este guvernatorul casei a șaptea pentru voi, să ne înțelegem, Mercur intră în casa a întâi, ce înseamnă asta? Comunicarea cu partenerul, comunicarea cu persoana pe care o placeți, o vreți în viața voastră, contează. Dar atenție, comunicarea asta trebuie să fie alăturată unor fapte. Nu doar mesaje, nu doar te iubesc, mă iubești, te vreau, nu te vreau, când la voi totul e pe pasiv-agresiv, vino, pleacă, dar trebuie să fie urmată de fapte. Și mai trebuie să aveți ceva în vedere. Că, ok, voi sunteți foarte intens și pasionali, dar cu Venus în casa a treia nu o să puteți să comunicați crizat. Va trebui să vă găsiți cele mai bune cuvinte, cele mai bune replici, niște apropieri, niște alăturări de cuvinte la care nu s-ar fi gândit oamenii din jurul vostru. Trebuie să comunicați așa mai în stilul snobist, să zicem, așa, mai mult snobism, ca și cum vă dați mai multă importanță. Dar pe de altă parte, să știți că e o perioadă bună de împăcare, de apropiere, de regăsire cu persoanele pe care le iubiți, că Venus va și retrograda la un moment dat. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Venus va intra în casa a doua, unde va sta foarte mult timp, cu atât de multe planete în casa a 12-a, care vă aduc multe neplăceri, lipsa bucuriei, vă aduc așa vești legate de persoanele dragi care nu sunt foarte bine. Ce veți dori voi să faceți cu Venus în casa a doua? Să cheltuiți, dar să cheltuiți să vă simțiți bine.
Să vă bucurați simțurile, să vă bucurați propria persoană, să ne înțelegem. Atâta vă spun, weekendul acesta aveți nevoie de multă odihnă. Și nu mă refer doar să, nu știu, să nu munciți, dar și odihnă interioară, protejați-vă, nu citiți știri, nu vorbiți despre strategii, nu-i bârfiți pe alții, stați cât mai departe de tot ce este nociv. Deci la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, Venus intră în semnul vostru, până în martie, va și retrograda o perioadă minunată pentru a vă exprima din punct de vedere afectiv. O perioadă extraordinară pentru a vă pune sentimentele pe tavă. O perioadă, ce să vă spun, câteva luni cu Venus în semnul vostru în care să vă iubiți mai mult, să vă placă, să descoperiți chestii, știți, insecuritățile acelea legate de fizicul vostru, acum pot dispărea, puteți construi. Că poate vă găsiți, nu știu, vă plac ochii, vă plac mâinile voastre, vă place, nu știu, linia maxilarului, vă plac, nu știu, pomeții. Trebuie să găsiți ceva care să vă placă și să accentuați partea aceea. Și cu Venus în semnul vostru, să știți că vine și multă încredere la pachet de aici, să ne înțelegem. Mai avem și Jupiter în casa a doua, deci e clar că e o chestiune legată de încrederea în propria ființă. Nu uităm că Mercur intră în casa 11-a, s-ar putea să au aflat tot felul de vești de persoanele dragi. Eu zic că nu vă veți contamina foarte mult cu ce se întâmplă în viața voastră, dar încercați nici să nu-i lăsați pur și simplu, ci măcar cu o vorbă să fiți aproape de ei. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Venus intră în casa 12-a, dragii mei. Pentru cei care au așteptat un moment să zică, băi, am stat prea mult, am suferit prea mult, hai că e cazul să intru și eu între relații, hai că e cazul să încep să-mi dau seama, nu pot să stau tot timpul să plâng după cutărică, nu pot să stau tot timpul să sufăr după cutărică, că trece viața, viața noastră e pe timp, adică nu putem să așteptăm să treacă ani și să rămânem ancorați într-o suferință veche, într-o traumă, într-un abandon, într-o despărțire, într-o tragedie, numai. Cu Venus pe aici, prin casa 12-a, vor fi momente în care vom avea tendința de a ne implica în relații din acestea codependente sau cu persoane care sunt victime. Ne vom readuce aminte de anumite tipare bolnăvicioase. Într-un fel e bine, pentru că devenim mai conștienți de ceea ce nu ne face bine. Într-un fel s-ar putea să nu fie bine, că s-ar putea să retrăim anumite momente. Un lucru este clar. Cu Venus în casa a 12-a putem să iertăm, putem să ne împăcăm, putem să trecem peste anumite aspecte legate și de relația în care ne aflăm, să ne înțelegem, astfel încât să avem o viață mult mai liniștită. Până în martie, când Venus va intra în semnul vostru și atunci veți avea curaj. Pentru absolut orice, o relație nouă, pentru un divorț, pentru o despărțire, dar folosiți intrarea lui Venus în Capricorn. Un lucru cred că v-a mai atras atenția, să evitați relațiile indisponibile, relațiile cu oameni care sunt deja într-o relație sau relațiile cu oameni care au probleme serioase. Evitați-le. Mercur intră în casa 10-a, veți fi foarte preocupați și de partea profesională, dar weekendul ăsta lăsați-o moale. Așteptați lunea viitoare. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Cu Venus în casa 11-a, o bună perioadă de timp, căpătați încredere. Căpătați încredere indiferent de ce se întâmplă în perioada aceasta. Și v-am tot atras atenția zilele astea, să nu citiți știri, să nu vă uitați la emisiuni, să nu vedeți articole, să știți cum. O plimbare în parc, o plimbare în oraș, o plimbare undeva să vedeți, nu știu, razele soarelui, așa plăpânde cum sunt ele în perioada aceasta, să vă întâlniți cu cineva pe stradă, să beți o cafea, să, nu știu, să vedeți o plantă undeva care a rămas verde, un copac undeva, adică încercați să vă construiți un alt mediu înconjurător, o altă realitate, o altă realitate paralelă, dacă vreau, oricum vă sunteți foarte buni în a evada din lumea din care facem parte, să ne înțelegem. Deci încercați să vă duceți în altă parte. Și cu Venus în casa 11-a puteți să vă vedeți și cu oamenii dragi. Bineînțeles, să vă protejați cu restricțiile, cu mare grijă, dar întâlniți-vă cu prietenii și evitați întâlnirile cu prietenii care vă pot transmite tot felul de stări neplăcute. Ci încercați să vă, știți cum e cu gândirea pozitivă, în care nu cred eu atât de mult cum este ea arătată așa. Ea este arătată într-un scop din acesta comercial, de marketing, dar da, gândirea pozitivă pe voi vă ajută zilele acestea, să vă forțați să găsiți din orice situație ceva bun, ceva bun, oricât se poate, și multe plimbări, și meditație, și rugăciune, orice vreți voi, să vă creați o lume diferită în care să trăiți măcar pentru un weekend. Să vă priască weekendul ce urmează tuturor, să aveți grijă de sănătatea voastră și de sănătatea celor dragi. După cum vă spuneam, să nu
ascultați ce spun unii și alții când țipă pe la televizor sau pe YouTube sau pe internet, ci să vorbiți cu oamenii cei mai specialiști și să luați decizii în funcție de aceștia. Și îmi doresc ca săptămâna viitoare să ne vedem așa cum o făceam înainte. Un weekend minunat să aveți!